Invers. A, e bun așa. Mamă, dar ce cute e! Cât de bine își stă! Vă dați seama? Trebuie să te depărtezi așa, puțin. E... Să fii și mai cute. Eu eram deja foarte frumos, dar gândiți-vă acum când îmi pun și ăstea, mamă! Uite ce mi-am făcut eu, design! Nucilor de cocos și cocolișilor, vrem să vă urăm Paște fericit! Nu uitați, ce mâncați de sărbători nu se pune. În rest vă îngrășați foarte mult. Ce cu gâtul ăsta? Ce eu Paște fericit! E de dimineață, ce vrei? Nu, celor de cocos! Ați ciocănit-o? Ați ciocănit-o, ole? Ați ciocănit-o? Ați ciocănit caietele? Hai să ciocănim caietele! Eu sincer le păstrez pentru colecție, să am așa cu toate, așa. Și mi-e prea drag de ele. Hai acum, dacă și așa este Paște, să rupem butonul de cocolaie. Să adunăm cât mai multe cocolaicuri de Paște. Paște. Și să jucăm obi de Paște. Cine termină primul? Cristina, sper să nu, eu. Uite ce design mi-a făcut eu. Hai să mergem. Hai să mergem. Wow, ce avem aici, fraților? Ouă în copac! Wow, ce casă superbă! Escaped my house to collect the eggs. Zici asta că... Stai să-mi iau coșulețul în mână. Oh, hai mă! Uite, mi-a luat coșulețul! Veniți și abonați, nu mai săriți! Dacă săriți, nu ne iubiți. Doar faceți așa. Așa, okay. Așa, piruete. Că ajută și la gușă, se lăbește. Escaped my house to collect the eggs, ok. Deci noi acum scăpăm din casă de leiepuri, de Paște. Acum să scăpăm din casă. Vino aici unde am venit-o pe ușă, vino cu ace. Aici pe ușa asta? Vezi geata? Vino apoi. Vino apoi! Vezi geata asta foarte mare? Da. Să arată pe acolo. Aoleu, n-am văzut-o înainte. Ești femeie, ești grăbești. Deci. Eu am crescut buruien la iepuri, știi, în casă. Păi dacă nu am mai făcut curățenie. Faceți curat de sărbători? Ia uite și tu. A, și pe chestia asta se salvează. Se salvează, se zice save. Pe omulețul ăsta. Noi mai mergem pe morcovi. Și pe ăsta ce-i? E coș de ouă. E coș de ouă. M-am căzut în și pisa. Eu m-am, dar cred că am atins o iedere de sus ceva. A fost cu vrăjeală, știi care faza? A fost cu vrăjeală. Uite, a luat-o direct pe morcov. Dar nu trebuie să o iei pe buruiană, că nu-i bună buruiana. Ei, are gaură din trainea. Aveți grijă, rachetele ou. Rachetele ou, ce să ai grijă, că na, sunt multe feluri de rachete și... Sunt o cameriță, sunt prima! Dar bine că ești tu prima, Cristina! Tu crezi că mie îmi convine? Nu-mi convine deloc! Uai, ce bomboane cu glazură! Se mai zice euri. Bă, mie îmi place foarte mult cum arată, dar nu... N-aș mânca prea multe. Păi ai făcut așa ca să te atragă! Da. Și după aceea... E super obiul uite, ăsta! Uite, ciocolată! Eu am găsit. Aici avem ciocolată și bomboanțe și morcovi. Noi să știți că uneori, chiar destul de multe ori, mâncăm morcovi așa întregi. Cruz, facem... Dar spălați înainte. Da, spălați și curățați. Uite, iepuraș! Să nu vă prindă iepurilă! Ouleu! Yay! Dar cum ajungi tu prima mereu? Ați decorat-o? Ați decorat casa? Ați făcut frumos? Ce avem aici? Și flori? Ia uite și tu. Alege morcovul corect. Da. Ei, putem să Cristina, credem. Alege morcovul corect. Da, salvează înainte. Stai să salvezi. Alege morcovul corect. Morcovul este în mijloc. Nu mai mergi cu coșul? Oba, da. Instinctul meu, oameni buni, mi-a zis să aleg pe cel din mijloc. Tot din mijloc, tot din mijloc, repede. Tot din mijloc? Da. Și celălalt? Cel din dreapta, camera are 8 simțuri. Ce te-a păcălit? Era cel din stânga, am și plecat să fiu primul. Scoate-ți coșul. Eu cred că mi-ai făcut așa ceva. Dar eu trebuie să fiu primul. Dodge the Easter baskets. Vezi că-ți vină coșulețe cu ouă și tu trebuie să nu te lovească la mătruță. Te-a lovit? Da. Eu cumva și-n primul. Iu. Dar ce cute suntem. Doamne, îmi place la uite-te, tine. Uite-te, vezi acolo, trebuie să găsești toate ouăle. Cu ouă secret. Aoleu, nu le-am găsit. Păi, uite da. Aici un ou. Uite aici un ou. Yay! Băi, fraților. Eu am găsit pe al treilea, tu pe al doilea. Aici arată o săgeată. Nu te dau acolo! Că nu, prima, mai există aici un ou. Da. A, uite ăsta, ăsta e frumos. E frumos? Celălalt era urât? Da, nu, dar se și aici e un ou, eu am găsit trei ou. Tu câte ai găsit, femeie? Eu două, aici nu mă las să mai duc. Eu am găsit trei ou, gândește-te, le găsești pe toate trei. Ou din tomberon, l-ai luat. E frumos ăsta. E frumos, e ou din tomberon, lucește de la mușțulițe. Da. Și acum, uite, zice ce, gather three hidden eggs from each house. Da, de la fiecare casă trebuie să găsești trei ouă care sunt cât de cât ascunse. Cristina, eu mor pe casă, da? Eu mor pe casă. Hai să mor eu pe casă, că arată săgeată, nu de alta. Că altfel nu-mi probabil. Eu nu mai mor pe casă, am coborât pe casă.
Bă, dar de ce nu? Îmi cere să merg în altă casă, dar deocamdată n-am găsit ce e pe aici, Cristina. Hai să căutăm pe aici. Mi-mi place foarte mult să găsesc ouă de Paște. Și înăuntru. A, uite aici, un ou albastru. Ai găsit pe ăsta? Nu, acum n-am. Și pe ăsta galben. Bă, ce faină. Ce lipsește unul, l-am găsit pe toate pentru scamer. Le-ai găsit pe toate? Zice că trei de la fiecare casă. Eu am găsit trei, trebuie să cauți și tu. Unde este al treilea? După un copac. După copacul ăsta, auzi, care e singurul? Auzi, dar stai puțin că eu mă uit așa foarte atent, vreau să găsești ou secret. Ia uite. Că poate un secret e secret. Te-ai găsit un secret? Păi am găsit câte trei, că așa zicea, trei de la fiecare. Păi da, dar uite, scrie jos secret, uite la. Bă, să știi. Eu vreau să-l găsesc, adică nu are stau. Are dreptate gamerul. Tot timpul, e geniu. Hai să ne ducem pe aici. Ia uite, dar cine își face așa prin cartier? Stai să mă uit pe aici, poate este vreun secret. Uite, eu, uite, uite aici. Eu nu plec, nu găsesc un secret. Yay! Credeți că ne dă ceva bun dacă îl găsim pe la secret? Clar. A, uite aici ce drăguț este ăsta. Ou cu sclipici. Uite așa, câte trei am găsit. Yay! Unde e un secret? Pe aici, nu? Ia stai puțin să mă uit. A, nu. Dar uite, este aici, zice aici. Uite, collect all 9 eggs to go through. Da, da, ou secret, dar dacă era pe aici și nu l-am văzut noi. 3, 6, 9. Eu am... Hai să ne mai uităm puțin și pe aici. Să l-am găsit! Ce înseamnă să fii geniu? Pe bune? Da, ce înseamnă să fii geniu? Ia, unde? Am găsit ou secret! A, ia uitați-l! Mulțumesc, Felix, că mi l-ai arătat și mie. Așa? Yay! Mi-a dat și un badge. Badge. Bun. Și acum plecăm pe ușă. Da, dar acolo sus, de cine arăta? Pe acolo... Să mai mergem. Hai să vedem, nu știu. Ia, că nu e nimic aici pe sus. Pe aici n-am venit de pe casa. Sau cred că te punea să te urci aici, ca să vezi acolo dacă este un ăla secret. Știi? Să nu-ți fie obturată vedere. Are atâta de multă logică. Dar ce cute ești, Felix! Stai, stai, ce mă vezi! Bine că ai plecat, dar stai să mă vezi pe mine. Uite, nu mai vezi ce frumos. Doamne, dar eu mă refer că și realitate ești așa de cute. Eu sunt, adică n-ai ce să-mi zici. Get through the forest, duceți-vă prin pădure. Auzi, Cristina, dar și animalul a făcut atâtea urme. Ouleu, nu știu, cineva sper, mare. Sper că nu, iepuri mari sunt ok, dar să nu fie urși. Uite, 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 ou. Bă, eu le-au și pe ăsta. Se poartă, dar nu se poate lua. E cu decorații. Da, acum trebuie să le admirăm la ăștia pădure. Auzi, dar și morcovul ăsta așa mare? Ca să te audă mai bine. Ouleu, stați puțin că e un labirint. E labirint, Și Felix tot timpul zice că prin dreapta, dar aici nu e prin stânga. Tot timpul zici prin stânga? Tot timpul prin stânga ca să ajungi la labirintul. Asta e secretul labirintului. Acum trebuie să mergi printre morcovii care... Au, stai să cași pe morcovi! Yay! Ce frate, poate fi un gamer? Nu zici așa ceva, Cristina, retrage! Retrag! Frate? Watch out for the bunny homes! Uleu, trebuie să avem grijă de... Fai, zi ma profesorii, eu zi. Ai, m-am băgat în găsuță! Păi zice watch out! Adică eu am înțeles, hop in! Auleu, și eu am... M-a atras, era prea cute. Așa. Dar n-ai voie să atingi deloc de ei. Ce mușcă. Așa, mergem pe aici și să salvăm. Ia să vedem ce zice iepurile ăsta. Watch out for the trees and mud paths. Aveți grijă de copaci și de cărările astea de noroi. Încerca să mergi în copac. Vezi că trebuie să mergi pe ouăle din copac. Chiar, frate, zicea să am grijă de copac, dar eu când am sărit am dat cu nasul în copac. Da, trebuie să mergi pe ouăle din copac uneori. Nu-i adevărat! Că l-am atins din greșeală cu fundița. Da, ce chiuță! Și că l-am atins din greșeală cu fundița. Ce chiuță! L-am atins cu fundița! Mai, mă, pe dragul meu, cum mă uit aici. Au, nu, Cocos Cristina, nu greși, nu te rog. E aici, nu-i nimic? Oh my god, am ajuns în tunel de iepuri. Știi că iepurii fac tunel? Da. Eu n-am știut că iepurii fac tunele în pământ până când n-am văzut că sapă. Hai că eu o iau pe unde îmi zice instinctul meu. Instinctul meu mi-a zis pe la stânga, că așa a zis Felix. Ia să vedem dacă avem... Au, n-are dreptate, Felix, nu-i pe la stânga! Da, da. Unde-o scăpă se poate de stânga? Da. Dar nu trebuie să o iei chiar prima stângă. Indiferent că e prima, a doua, a treia sau a șasea, tot la stânga ai. Haideți, oameni buni, să mergem, să vedem dacă reușim să scăpăm de aici. Am ieșit, că și în gamer! Sper să nu dau nas în nas cu o cârtiță. Yay! Felix, scoate-ți coșulețul! Yeah. Congrats, you did it! No! Hai ne trambulizăm! Drica mea ar fi fost deja în pământ ca racheta. Cristina, dar morcovii nu așa se pun în grădină! Unde s-au pus morcovii? Uite aici, așa. Nu așa se pune morcovii în grădină! Că-s perfect. Nu, dar nu așa se pune. Se pune mai aproape și se pune așa în turn.
De ce? Ca să iasă strâmbi? Nu ca să iasă strâmbi. Nu, deci pe pământ se fac așa o moviliță, moviliță, da. Ca să nu fie îngropați, da. Da, ca să nu fie pământul tare, ca să nu se strâmbe. Da, și ca să nu iasă în exterior. Auzi, eu pot să intru în casa asta? Nu pot, Cristina, vreau să intru în casă. Bă, fraților, ăsta a fost căsuța iepurașului. Ia uite-te, asta e ce, mâncare de iepure. Am crezut că ăsta e restaurant, dar este restart. A, restart? Restart? Da. Eu cred că e toată baia publică, am vrut să mă duc. Băi, deci asta este căsuța iepurașului. A fost foarte fain. Mi-a plăcut. Cam scurtuleț, Felix, eu zic să mai facem ceva. Nu, eu zic că atâta de Paște. Atâta de Paște. Ce vrei să facem altceva? Să petrecem! Ziceți-ne în comentarii cum petreceți voi. Scrieți-ne astăzi. Scrieți-ne în comentarii cum petreceți și nu uitați, astea sunt... Ediție limitată, să știți că nu mai sunt multe, că ați comandat colecție. O grămadă voi dintre și... voi. Ia să vedem. Chiar mă gândesc că... Poate la un moment dat să le facem o surpriză, la un moment dat, după câteva ani sau ceva, care tot pentru cei care au toate colecțiile noastre? Nu știu, ha? Sună interesant. Cei care au toate colecțiile noastre cu Halloween și Crăciun și tot, să le facem o surpriză care au un caiet din fiecare. Mă gândesc la asta, aia știu că-s fani adevărat și merită. Oricum, super tare astăzi, vă urăm în sărbători fericite în continuare fericite. Și nu uitați, puteți să mâncați oricât, că aveți o zi, două la dispoziție. Când efectiv nu se pune pe voi, chiar n-aveți nicio treabă. Dar după, dacă mai mâncați o firmitură după de cozonac, nu mai merge, sau de pască. Băi, eu zic să fiți cumpătați, că... Cristina, dar gândește, dacă eu ar fost cumpătați tot anul, două zile merită și dacă ei... ați fost cumpătați tot anul, da. Da, dacă ieri ați mâncat cu găleata Nutella, nu se merge. Ok, cocolișilor, sărbători fericite. În continuare, noi vă salutăm și ne revedem. Da? Scrieți-mi cui stă mai bine cu urechile, dar fiți sinceri. Amândoi. Tu ce tot țopăi aici? Ți-a lăsat caracterul acolo să țopăie? Felix vrea să-i primească el comentarii. Băi, cocolișilor, nu uitați să rupeți butonul de cocu like, să vă simțiți foarte bine astăzi. Și noi ne vedem cu data viitoare. Pa! Ce cute sunt. Uitați. Tu n-ai design, Felix, tu n-ai Cristina, design. Dar eu aud bine. Ce zici, s-au sâmbat urechiul și-a ploștit de la ce? Ai mers pe la ușă și ți-o dat la grindă.